Salutare, prieteni, eu sunt Silvian și azi voi face un gameplay la 7 Days to Die. Este un joc destul de ok. Eu zic că merită jucat și astăzi vi-l voi arăta. Așa. Ne pregătim să începem. Am mai filmat înainte, dar am uitat să închid sunetul la joc și nu mă auzeam deloc și am schimbat acum programul cu care filmez, nu mai am lag, asta. Așa, încă puțin. Azi voi face un video mai scurt, de doar de 10 minute, iar apoi voi reveni cu mai multe episoade dacă jocul va fi și plăcut de voi. Așa, vedem că am luat ceva arme aici, să le punem. Sper să am câteva gloanțe la ele. Scopul jocului este să supraviețuiești în 7 zile. Da, se pare că am primit și un mesaj. Da. Așa. Vedem aici un zombie. Eu zic să-i facem felul. Ce? Mama dracu are... Mormă! Acum ar fi cum să vină la mine. Da, a explodat. Așa. Asta e. Ia să vedem aici. Să coborâm jos. E destul de periculos. Să coborâm pe aici. Să-i tragem un glonț în cap și cu ăsta. Așa. Bine că nu am căzut, mi-era tare frică că ce o să cad. Să vedem ce mai e și pe aici. Zic mai bine sparg aici intru direct, chiar dacă nu e așa de bine să sparg, dar asta e. Așa. Da, se pare că eram să cap pe scări. Foarte inteligent. Să mai scotocim și pe aici să găsim mâncare sau vedem. Să găsim ceva, da, am găsit multă mâncare în frigider. Nu știam de ce s-a oprit, credeam că am luat. Așa, și să vedem ce putem să găsim în aragaz. Probabil o armă. Da. Ce tâmpit ar pune o armă în aragaz? Să punem ăsta, zic să-l punem aici. Așa. Să nu ne trezim cu un monstru. Și cu ăsta aici. Da, se pare că am reconstruit acest fotoliu foarte interesant. Partea nasoală este că vine noaptea și că trebuie să te ascunzi cât de repede poți. Și pe unde poți să nu te trezești omorât. Așa. Da, tot așa. Credeam că poți să găsești ceva sub asta, dar n-am găsit nimic. Să coborâm jos, dar să avem grijă, să fim precauți. Să ne luăm arma. Așa. Având în vedere că nu joc cu... sunetul iar, sunt și niște câini zombie care scot un anumit sunet când vin. Trebuie să am grijă, chiar despre ei vă vorbeam. Dă-i cu pumnul, că nu mai ai gloanțe. Dă-i, nu lăsa, dă-i. Mori, mor, Scooby-Doo, mor, Scooby-Doo. Mor tu, Scooby-Doo, prost. Na, tu javă, prost. Da, normal, ce puteam să găsim în urmă? Lor, aveam asta la mine și n-am luat, trebuia să stau mir. Ce putem să găsim într-un câine? Gloanțe. Ca și cum din seria filmelor și pentru că va Benko. Așa, să mergem mai încolo și sper să nu mai dăm de niciun zombie și de niciun monstru. Și poate o să ajung în siguranță în casă. Da, credeam că e vreo armă, dar e sânge. Semn că cineva a mai fost pe aici.
să deschidem ușa ușor, să nu uităm să o închidem. E foarte nasol când tu să închizi ușa noaptea și te trezești că vin toți zombii la tine. Vedem ce găsim aici. Acum am puțin. Și în aragaz. Nimic. În cutia asta sper să găsim o armă. Da. Pare că am un mare bulan armei în seara. În ziua asta. Așa. Da. Multă mâncare și cam atât. Arme, arme, tata, arme, n-ai nicio armă. Da, n-ave. Ca mai caută. De genul, mai caută și pentru că mai încearcă. Da. Vedem și aici. Poate, poate vă armă ceva. Nu. Iar aici sigur nu va fi nicio armă. O, ba da, ăla-i toti. Ăla-i toti. Ăsta-i. Și mai avem unul. Cărți, ăla-i toti. Așa, sus. Desigur că aici am găsit un compatriot, practic. Așa. Are și el ceva mâncare la el. Sper să nu fie chiar el mâncarea aia pe care am luat-o. Și am găsit și o armă, dar cred că n-are gloanțe. Aba, da, are. Așa, cred că voi ieși afară acum. Trebuie să am totuși grijă că pe aici umblă mulți, mulți, mulți zombi. Să iau pe aici acum. Da, am găsit, se pare că am găsit un depozit de arme din nou. Și sper să nu fiu atacat de nimic. Trebuie să fiu cu ochii în 4. Ia să vedem ce avem aici. Așa. Voi arunca ăsta. Iau shotgun-ul. Așa. Stare ceva în el? Să mă uit și în rucsac, poate, poate că este ceva bun. Și aici, da, încă o armă. Se pare că totuși am noroc la arme. Totuși. Așa. Aici un alt omor. Da, ce mai putem să-i facem? Urmăm experiența zi. Un alt rucsac, sper să aibă un pistol în el. Așa, va trebui să mă duc să găsesc o casă cât mai stabilă. Pentru că nu vreau să se apropie noaptea, zona aia e zonă cu radiații, n-am ce căuta pe acolo. Că mor imediat. Și... Așa, văd că pe aici nu prea sunt zombii. La cealaltă casă erau destui, zic. Am fost atacat. Voi mai arunca ceva ca să iau pistolul și planțele. Da. Așa, și pistolul zic că ar fi bine să-l punem aici. Să punem cărțile aici. Da, cu hârtie. Asta ce mai... Da, mai nimic. Și cam atât în episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Eu vă aștept cu like, subscribe, comment. Voi continua această serie. Mi se pare foarte interesant acest joc. Deci, dacă vă place, nu uitați. Like, subscribe, comment, cum am mai spus. În 2 secunde. Vă aștept data viitoare. La revedere!